Hoțul și merele. A fost odată un om sărac care zări în curtea unui palat un măr bogat în roade. Fiindu-i foame, sări gardul și culese 3 mere. Tocmai când se pregătea să se înfrupte dintr-unul, gărzile îl zăriră și se grăbiră să-l ducă în fața judecătorului. Omul sărman scoase atunci sâmburii din măr și le ceru gărzilor să-l ducă în fața împăratului însuși. Acestuia îi spuse că semințele de măr sunt fermecate și că de le va planta un om cinstit, cu inima curată, în grădina palatului, din acestea vor rodi mere cu totul și cu totul de aur. Împăratul se bucură la auzul acestor vorbe, dar se știa nu tocmai cinstit, așa că îl rugă pe sfetnicul său să planteze semințele. Dar acesta, amintindu-și câte nedreptăți le făcuse oamenilor, îi spuse împăratului că vistiernicul ar fi cel mai potrivit pentru a planta semințele. Acesta, gândindu-se câți bani au dispărut din vistieria palatului, îi propuse măriei sale ca judecătorul însuși să planteze semințele, căci el reprezintă corectitudinea și cinstea în întreg regatul. Auzind una ca aceasta, judecătorul se făcu roșu ca racul și începu să bâșbâiască ceva. Omul sărman, care în tot acest timp stătuse deoparte și ascultase, se adresă împăratului. Dacă voi toți nu vă considerați demni să plantați niște semințe din care vor ieși mere de aur, cum puteți să mă judecați pe mine care am sărit gardul și m-am înfruptat dintr-un măr obișnuit, fiindcă eram lihnit de foame? Împăratul îi dădu dreptate și îl luă la curte pe lângă dânsul.